La evenimentul organizat astăzi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, vorbim de Bursa Generală a Locurilor de Muncă și au anunțat participarea 75 de agenți economici, atât în municipiul Iași, cât și în municipiul Pașcani. Aceștia au venit cu o ofertă de peste 1200 locuri de muncă vacante. 11% se adresează persoanelor cu studii superioare, iar pe domenii de activitate, în top sunt construcțiile, urmat de industrie, servicii și confecții. Persoanele cu studii superioare pot opta pentru meserii foarte diversificate, inginerii, consilierii, economiști, iar pentru persoanele cu studii medii, paleta este foarte diversificată, de la muncitori necalificați până la muncitori care dețin calificări mai înalte. Căutate domenii din perspectiva persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sunt serviciile. De asemenea, persoanele cu studii superioare doresc, care au calificare de IT, doresc să lucreze în acest domeniu, unde să-și fructifice cunoștințele, dar în egală măsură sunt și persoane care nu dețin o calificare, vorbim de beneficiarii de venit minim garantat, acele persoane care nu au studii sau un nivel redus al studiilor. Aceștia pot lucra pe meserii care sunt de muncitor necalificat, care nu necesită prea multe cunoștințe. Pentru ospătare, pentru toate departamentele, pentru ospătare, pentru bucătărie, ajutor de bucătari, chiar și patiserie, cofetărie, angajăm și avem nevoie și de șoferi pentru distribuție. Avem 4 locații și avem întotdeauna nevoie de forță de muncă. Așteptăm cu mare drag pe toți cei dornici să vină să lucreze într-o echipă foarte minunată. Da, am avut destule persoane pentru începutul zilei care și-au depus CV-uri și așteptăm cu cea mai mare plăcere să vină să lucreze în echipa noastră. Ce beneficii? Au salariu destul de ok pentru piața din Iași. Le oferim și masă în timpul programului de lucru. Transport asigurat. Mai avem și bonusuri interne. Mai facem și team building-uri și petreceri de sărbători. Prime de Paște și de Crăciun. Da, 10:30. Am fost consilier inginer agronom. Da, partea de documentație, de contracte de arendă, pregătirea documentelor pentru apea, pentru subvenția din agricultură, taxe și impozite către primării și la privat, o firmă nemțească am fost. Nu am renunțat, din păcate, în timpul pandemiei s-au restrâns din anumite probleme economice, spațiile au fost închise în Iași și, din păcate, s-a mutat activitatea la 46 de kilometri și, având niște probleme de sănătate, nu am putut face naveta. Sunt în căutare pentru ceva aici, în Iași. Nu am mai lucrat. Nu. Nu. Sunt foarte, foarte mici, din păcate. Am lăsat și câteva CV-uri, sper să fie cu noroc de data asta. Ba da, este firma Panifcom. Atât. Da, din păcate. Ar fi ideal, ar fi să găsesc ceva totuși pe care, în domeniul în care am experiență, dar sunt slabe șanse. Da, m-am gândit în partea de vest sunt mai multe locuri pe agricultură, dar momentan, vă spun sincer, încă mai caut un picuț și după aia vedem dacă
va fi pentru relocare. Îmi place, da, îmi place și să ajut oamenii care vin cu diverse probleme în domeniu, care au pământ dat în arendă, mai sunt probleme, dar iubesc și plantele. Ce să zic? Nu, din familie nu are legătură familia cu domeniul de activitate. Da, eu am avut un salariu decent, un salariu bun, am avut în jur de 4.500 de ron, dar sunt sigură, nu fac iluzii, că nu o să mai găsesc același salariu. Dar sunt dispusă să încep din nou de la un salariu mai mic și apoi în timp, pe baza cunoștințelor, să dovedesc ceea ce pot și să salariul să crească. N-ai cum să pleci de pe același salariu. Bun. Spune-mi ce domeniu te-ai interesat? Ce domeniu asistenței sociale caut? Am studii superioare în acest domeniu și m-am gândit că aș fi potrivită pentru un post de asistență socială. Ai mai lucrat? Am mai lucrat, da. Da. 3 ani. Și la stat, la privat? La privat, da. Și ți-ai dat demisia sau... Nu, s-a terminat proiectul pe care lucram și acum încerc să găsesc altceva. Și am venit și aici să văd despre ce este vorba, ce joburi sunt, cam în ce domeniu. Da, și până acum ce ți-a plăcut sau nu și ai găsit ceva? Am găsit ceva la cei de la ADV, dar trebuie să discut întâi cu ei, să văd ce posturi au și ce cerințe au. Vrei un salariu anume, nu știu, o sumă anume pentru... Nu m-am gândit neapărat, depinde și de studii, depinde și de vechime, de calificări, depinde de foarte multe cerințe pe care le au și ei și trebuie să te pliezi, practic, nu e neapărat un salariu stabil. Tu câți ani ai? 29. Mulțumesc. Să te luăm numele? Grecu Maria Mirabela. Și piața în ce cam câți ani ești? De vreo 7 ani, cam așa. Am mai lucrat în domenii diverse, dar în asistență socială, în ceea ce am studii, doar de 3 ani. Nu ne-am prea până la acesta? Da. Ar fi mai util pentru mine și...